Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Această emisiune este sponsorizată de Zepter. Live better, live longer. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli. Cum începem, Paș? Bine v-am găsit, bine am regăsit, bine am revenit. Am lipsit o leacă. Da, cred că v-a fost interesant și cu Lenuța, nu? Lenuța tot e bravo, tot gătește gustos. O leacă mai frumoasă ca mine, știi? Revenim cu o rețetă simplă, gustoasă ca de obicei, perfectă pentru weekend în familie, într-o canapea, te-ai pus, te-ai așezat, ai pus un film și de aici ciugulești, știi? Fish and chips în familie. Uite încoa. Aici am tăiat niște cartofi, ideal e să-i tai cu o zi înainte, da? Să-i pui în apă ca să iasă cât mai mult amidon. Cât mai mult amidon o să iasă din trânsi, cu atât mai crocant să sprânească cartofelile noastre. Da? Să nu cumpărăm din trășia care, înțelegi, de comerț, da? Să facem noi chipsurile noastre acasă. Nu e nimic greu, absolut, dar necesită un pic de timp. Practic, partea și mai multă de lucru e în cartofi. Luăm un castron frumos. Wok, luăm wok. Uite așa. Ulei. Angelica, unde avem noi ulei pentru... Este de prăjit? Merge, da? Să facem cartofii gustoși și buni, trebuie să-i prăjim de două ori. Prima prăjitură la o temperatură mai joasă, adică în jur de 150-140 de grade, după care îi scoatem, îi răcim, ridicăm uleiul la 180-190 și mai prăjim o dată. Și așa se prânească perfect. Practic, prima dată ar trebui să-i fierbem în ulei. Cam așa ar trebui și ideea. Uite așa, ia. Hop. Ia un scat frumos. Cic-cic. Și între timp cât se fac cartofii, să ne ocupăm de pește și de sos. Și dăm voie să prăjească la temperatură joasă. Între timp, peștele, bineînțeles, fish and chips, merluciu, da? Sau cod, da? La noi codul nu prea se găsește, mergem ori pe dorada, ori pe biban, e extrem de gustoasă. Numai să nu mergeți pe pangazius, mărojelul Dumnezeu, că e un pește care crește într-un râu foarte murdar, e gustos, dacă sincer, că pește e bun, e alb, nu are oasă. Cel mai poluat râu. Eu, pur și simplu, am fost în Bangkok și am văzut pe râul ăsta cât e, Doamne ferește, ce de murdar. Tăiat s-aruncă acolo, tăiat. Dacă pește, e foarte frumos. E roșu, da? Pangaiusul ca pește, e fantastic și de frumos. Roșu, așa, albui, nu știu. Frumos tare. Dau focul mai încet. Și acasă e temperatura perfectă, da? Ca să gătești cartofiorul nostru. Mai departe, let's go. Scoatem fileul de pe pește. Uite așa. Nu erau dorade ieri, de asta așa am mers pe biban. Totuși, ca carne este foarte asemănătoare bibanul cu dorada, da? Doar că dorada e un pic mai gras. Uite așa, scoatem fileul, da? De pe piele. Trebuie să frigești. Ola, e-s gata. Descoatem frumos. Punem frumos la scurs. Uite așa, nice. Poți să leși mai mari. Cât are fish and chips-ul, cu cât e mai mare bucata, da? Cu atât e mai suculent peștele în interior. Facem clerul, sau cum zici? Eclair.
eclerul pentru pește, pentru fish and chips. Ok. Ideal ar fi fost un pic de apă gazată. Uite ce facem, una pastela. Cum să-l zice? Oh, gata. Începe să fie fierbinte uleiul. Și atunci facem în felul următor. Ola! Am înțeles, da? Opa! Opa! Are nevoie de dublă. Dublă prăjire. De dacă altfel nu-ți primești crocant. Cartof. Și acum trebuie să facem un sosuleț. Un sos. Un sosuleț, ceva gustoșel, ceva bunișor. Pentru, înțelegi, ca și treaba asta, cicică moi, și te uiți la un film, înțelegi? Și e ca tiner și de pildă un vin de la Stovartel, înțelegi? Adică, hop, hop, știi? Știi de ce prăjitul ne place așa de mult? Deoarece e unicul metodă de a găti care prinde tot palatul gustativ. Bine, știi, Sașa. Le mai dau așa o dată. După ce fac peștele, dau încă o dată ulei încins și le mai prăjesc o dată. Necesită un pic de timp, dar merită. Sosul, maioneză. Puteți să o faceți singuri, dar eu azi e duminică și eu îs lenos și nu vreau să o fac să... Așa. O lingură, două de maioneză. Maioneză bună, da? Iaurt. Un pic de iaurt grecesc, bineînțeles, de la lati. Hop. Frumos, uite așa. Aici am văzut un pic de muștar. Ah. Fantastic, este? Ok, usturoi, un cățel. Așa frumos, un pic de usturoi, este. Uite așa. Să-l facem crunchy, crunchy, crunchy. Înțelegi tu? Corn flakes. Da, corn flakes. Fix așa poți să faci cu orice. Cu orice poți să faci fix așa. Ou, făină și un pic de apă. Este cine mai pune și drojdie. Maioneză, muștar și usturoi și un pic de iaurt grecesc este în sos. Poți să-i mai adaugi și un pic de verdeață, dacă tare, tare dorești. Un pic de ceapă verde, un pic de tineri și acolo, înțelegi? Marar, pătrunjel, hop, 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 hop. Uite așa, am luat frumos. Poți să bași în hrișcă, fulgi de hrișcă, nu hrișcă. Fulgi de hrișcă, cu siguranță poți să-i bași. Fără sare, de atât sarea deshidratează. Înțelegi? Și n-a să-ți prinească și crocant. Poți să-i pui un pic de paprică, usturoi granulat. Dar nu e duminic, te-ai trezut, înțelegi? Alături de jumătatea ta, te-ai trezut frumos, te-ai pus, ai gătit. Pii la orele 3-4, te-ai așezat frumos, te-ai uitat la un filmuleț, ți-ai făcut așa unde este, unde te nierci acolo, înțelegi? Și viața mea e frumoasă. Las, ne descurcăm fără. Eu zic că a venit timpul de a face plating, știi? Sare. Nu? Uite și. Acum, un pic de sare. Și-a dorit domnul Ion un pic de paprika fumată, love. Așa. Ok. Dacă tu vrei un pic de picant, mai facem un sos, uite așa, în felul următor. Să nu zici că eu nu te iubesc și nu fac placul tău. Înțelegi? Uite așa frumos, un pic de picant, dacă vrei. Dar îți pui hârtia igienică la frigider, bine? Sunt doar, știi? Să n-ai probleme. Love. Love.
Ok, domnul Ion, sosul îl punem aici. Mai departe, asta le punem în partea asta. Uite așa frumos. O la la. Frumos. Ultima dată, sfeșie. O să fie minunat. Eu mă iam aici, băi, Am mai pierdut doi copilași pe aici. Alo, băiat. Pe spate eu să fac așa. Să gust ceea ce am făcut. Știi că nu poți vă dau vouă să gustați ceea ce n-am gustat eu, știi? Crispy, mam, sosul e puf. De obicei, nu pregustam ceea ce făceam, dar azi am să gust, știi? Dar îmi pare că sunt gust un pic mai mult. Bun. Cartofiori mi-am scos. În felul următor. Uite așa. Sare. Apropo, rețeta asta vreau să o bag și în restaurant. Ia uite. Eu zic că arată fenomenal. Dacă chiar doriți așa. Un pic de ceapă verde. Cartofi, știi? O leacă de ceapă verde. Să dăm o leacă de moldovenism, știi? Și cartofii gustoși cu o leacă de ceapă verde și cu o leacă de oțet. Înțelegi? Un pic să moaie. Da, sunt fantastici. Uite așa. Ok, scoatem ultimul peștișor. Paprika. Frumos, ultimele două bucăți, uite aici așa. Și eu zic să deschidem un vin. Haideți mă, uite, ce avem noi aici de la Vartele. Late Harvest, bun, de la Cameo, da? Late Harvest, nice. Sauvignon Blanc Late Harvest, deci aș vrea să-l gust și eu. Cât o să potrivească bine și cu fish and chips-ul nostru. Da, de obicei Sauvignon Blanc-ul meu e... acidulat așa mai. Hai să spunem așa, e cel mai greu din punctul meu de vedere, părerea mea pur personală, dintre vinurile albe, da? Mie îmi plac vinurile albe aromate. Sauvignon Blanc, cu părerea mea, e cel mai greoi. Și după asta pentru mine vine Riesling. Dar fiind Late Harvest, vreau să-l gust. Poate e mai dulceac, poate e asta să-mi placă, știi? Oh, frumos! Late Harvest. De obicei, Sauvignon Blanc-ul e sec, da? Late Harvest-ul, teoretic, dacă a fost cules târziu, concentrația de zahăr în struguri e mult mai mare. Și automat trebuie și dulceac, știi? Dulceac plăcut, nice. Este acolo. Acasă, rești, înțelegi? Te-ai pus, hai, tic, e ca tineri și e luată ca așa o cartoșică, înțelegi? Cu leacă de șapă, e făcut ca de exemplu, da? Ca de exemplu, e făcut așa? Vă, cartofiul pomerzan, a? Spuneți cum v-a fost dor de mine. V-a fost dor. Eu știu. Sper că v-am făcut. Nu, că e așa v-am făcut și chef de gătit și chef de mâncat precis. Ne vedem weekendul viitor. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Această emisiune a fost sponsorizată de Zepter. Live better, live longer. Lati, alege gustul adevărat. Salamer, gust cu tradiție.
Chateau Vartelli,